Bună, stimați cetățeni! Astăzi sunt alături de colegii mei din Comisia în Protecție Socială, Sănătate și Familie pentru a face totalurile pe subiectele legate de protecție socială, în special și în sănătate, și pentru a discuta și a vă prezenta care sunt câteva dintre prioritățile noastre pentru anul 2022. Noi am intrat în această funcție în cadrul Comisiei cu obiectivul major de a reduce sărăcia în Republica Moldova, așa asta a fost preocuparea noastră de bază în ultimele câteva luni și prin majoritatea măsurilor pe care le-am promovat, anume asta am încercat să obținem, să majorăm veniturile populației în așa fel încât putem face față acestei perioade dificile prin care trecem cu toții. Și aici am să amintesc câteva dintre principalele măsuri care au fost implementate în ultimele 3-4 luni de zile. Și am să încep cu acelea legate de pensii, alocații și indemnizații. Vă aduc aminte că în luna octombrie, împreună cu guvernul, am reușit să majorăm pensia minimă până la 2000 de lei. A fost o măsură de care au beneficiat 308.000 de pensionari. Și atât cei care aveau un stadiu complet de cotizare, cât și cei care aveau un stadiu incomplet de cotizare, și-au văzut pensiile majorate în mediu cu în jur de 390 de lei. Ca urmare a acestei măsuri, au beneficiat și cei care nu aveau pensii, dar beneficiau de diverse tipuri de alocații. Bună oară, o persoană care avea dizabilitate severă din copilărie și a văzut alocația majorată cu 600 de lei, de la 891 la 1500. O persoană cu dizabilitate severă și a văzut majorată alocația de îngrijire și supraveghere de la 950 de lei la 1600. În total, au avut de beneficiat 426.000 de beneficiari. Și noi am zis întotdeauna că ăsta a fost doar un prim pas și urmează și alte măsuri pe această dimensiune pentru a contribui la majorarea pensiilor și alocațiilor. Tot în luna octombrie am majorat indemnizația pentru veteranii de război, a victimelor represiunilor politice și a cernobâliștilor de la 500 la 750 de lei. Am acordat dreptul de recalculare a pensiei de dizabilitate pentru cei care au continuat să muncească după stabilirea pensiei. Asta înseamnă că începând cu anul 2022, persoanele care au lucrat după ce și-au stabilit gradul de dizabilitate vor putea să solicite recalcularea pensiei de care beneficiază conform unui grafic gradual din 2022 până în 2024. Totodată, pentru că ne-a fost de multe ori semnalată problema persoanelor care îngrijesc de cineva cu o dizabilitate severă, în special a mamilor care stau acasă cu copiii grav bolnavi și nu pot efectiv să muncească, iar atunci când ajung la pensie au pensii foarte mici, am modificat modalitatea de stabilire a pensiei, în așa fel încât perioada în care au stat acasă alături de un copil să fie apreciată cu salariul mediu pe economie și în funcție de asta să le calculeze pensiile. Totodată, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii, am revenit la vârsta de pensionare, care a existat anterior, și am creat un nou tip de pensii, pensii anticipate pentru carieră lungă, pentru cei care au muncit un număr mai mare de ani peste stadiul de cotizare standard, în așa fel încât se poate ieși la pensii, indiferent de vârstă, dacă au atins acel stadiu necesar. Și tot aici am revizuit formula de indexare și am creat un mecanism de majorare a pensiilor în sumă fixă. Am renunțat la acea opțiune defectuoasă de indexare de 2 ori pe an și am stabilit că în fiecare an pensiile nu doar vor fi indexate, dar totodată vor fi majorate tuturor cu aceeași sumă, indiferent de pensia pe care o are cineva. Asta a fost pachetul de acțiuni pe partea de pensii, alocații și indemnizații. Dar noi nu ne-am limitat aici și am intervenit și peste partea de salarizare, pentru că în Republica Moldova, din păcate, avem o situație când oamenii care muncesc și muncesc cu o normă de plină, 40 de ori pe săptămână, oricum au salarii mai mici decât minimul de existență. Am considerat întotdeauna această situație una rușinoasă și anume asta a stat la baza majorării salariului minim în sectorul bugetar de la 2200 la 3100 de lei. Asta e o majorare de 40%. Bineînțeles că 3100 de lei oricum este o sumă derizorie și noi optăm pentru o majorare până la 4.000 de lei anul viitor în funcție de fondurile disponibile, dar oricum este un pas important înainte, cel puțin ca să
depășim statistic acest prag a minimului de existență pentru persoanele care muncesc. Tot aici vreau să vă anunț că, ca urmare a ședinții de săptămâna trecută a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, salariul minim în sectorul real s-a decis majorarea acestuia din luna februarie la 2.935 de lei la 3.500 de lei, ceea ce e o majorare de 19%. Tot pe dimensiunea salarii, a fost majorat cu 57% salariul personalului tehnic din sectorul medical, am majorat scutirea personalului de impozit pe venit pentru toți contribuabilii și am dublat scutirea de impozit pe venit pentru persoanele întreținute, de la 4.500 la 9.000 de lei, ceea ce ar trebui să lase în buget familiilor cu copii în jur de 2.000 de lei anual. Deci, cumva, prioritatea noastră pe partea de salarizare a fost în special creșterile salariale pentru cei cu cele mai mici salarii, în așa fel încât să evităm, vă spuneam, situația asta rușinoasă în care oamenii care muncesc au în continuare venituri sub minimum de existență. Totodată, activitatea Comisiei, ținând cont de criza gazelor, s-a axat și pe această dimensiune și aici vă aduc aminte de acele compensații în factură de care beneficiem cu toții pentru reducerea impactului majorării tarifului. În acest scop a fost alocat 1,1 miliarde de lei, iar în paralel, pentru a veni și în susținerea celor care aveau cele mai mici venituri, s-a majorat ajutorul pentru perioada rece anului de la 500 la 700 de lei, iar numărul familiilor eligibile a fost crescut de la 200.000 la aproximativ 300.000. Deci, în total, s-au identificat 1,6 miliarde pentru această măsură. Tot aici, în contextul crizii pandemice, pe dimensiunea muncă, am aprobat modificările la codul muncii pentru ca să reglementăm mai clar șomajul tehnic, în așa fel încât companiile care, din cauza pandemiei și a crizei economice, nu își pot desfășura activitatea și intră în șomaj tehnic, să beneficieze de compensarea salariilor angajaților din bugetul de stat. Am creat un nou tip de soluții pentru aceste companii care nu vor să se închidă totalmente, dar vor pur și simplu să-și reducă activitatea. Iar în acest caz, la fel, statul vine cu o subvenție pentru a le susține. Am permis alocarea a două zile din contul bugetului de asigurări sociale pentru cei care vor să se vaccineze. Pe dimensiunea susținerii persoanelor social vulnerabile și în special a celor cu dizabilități, am definitivat și urmează să votăm la următoarea ședință din anul viitor majorarea subvenției pentru angajarea persoanelor cu dizabilități sau unei persoane dintr-o altă categorie vulnerabilă de la 30 la 50% din salariul mediu pe economie și totodată să revedem câteva alte măsuri prevăzute de legea privind ocuparea forței de muncă, în așa fel încât să facilităm angajarea în special a persoanelor cu dizabilități, pentru că pe dimensiunea muncă, dincolo de salarizare, și o să fie și o prioritate mare pentru noi anul viitor, este creșterea ratei de ocupare, în special a persoanelor cu dizabilități și a femeilor, în așa fel încât să avem un mai mare acces acestora pe piața muncii. Nu pot să nu menționez pe partea unei mai bune administrări a sistemului proiectul de lege a colegului nostru Dorian Istrate, care a venit să consolideze Inspectoratul Social de Stat și să stabilească dreptul acestui inspectorat să aplice amenzi persoanelor cu funcții de răspundere din direcțiile de asistență raională, în așa fel încât să reducem din acele plăți necorespunzătoare care erau făcute prin intermediul ajutorului social în beneficiu anumitor persoane care nu se calificau conform criteriilor, iar în cazul în care aceste direcții persistă în această activitate, acestea poate să fie sancționate, iar șeful direcției, inclusiv prin decizia instanței judecate, să fie privat de dreptul de a activa în continuare. Sunt câteva proiecte care au fost începute anul ăsta, dar sunt în proces de finalizare și mizăm mult să reușim să le încheiem la începutul anului viitor. Aici am vorbit anterior despre crearea unui mecanism de acordare a dispozitivelor asistive pentru nevăzători. Acele lupi de care au nevoie aceste persoane, bastoane și alte tipuri de dispozitive asistive. Acest mecanism timp de 30 de ani nu a fost creat, noi suntem pe ultima sută de metri, am avut ultimele discuții cu Ministerul Finanțelor, sperăm mult el să fie creat în luna ianuarie-februarie a viitorului an. Totodată, pe final de an, am înregistrat un proiect pentru a acorda angajatorilor dreptul de a amenaja creșă pentru angajați.
Și suntem în continuare în discuții pe finanțarea pachetului minim de servicii sociale din bugetul de stat, în așa fel încât să asigurăm o sustenabilitate și predictibilitate a finanțării serviciilor sociale în Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, continuăm discuțiile cu Ministerul Finanțelor pe dimensiunea antreprenoriatului social. Acum, foarte pe scurt, să stabilim care sunt prioritățile, în primul rând, a Comisiei pentru anul viitor, priorități aliniate cu cele ale Ministerului și care sperăm noi să ajungă neapărat și pe agenda Guvernului în întregime. Deci când vorbim despre asistența socială, sunt două elemente de bază. În primul rând, reforma sistemului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului. Sunt multe nemulțumiri din partea cetățenilor, în special pe acest subiect, și noi până în luna aprilie urmează să venim cu o propunere de reformă comprehensivă, în așa fel încât acest ajutor să fie direcționat către cei mai săraci și totodată către cei care nu pot munci, cu alte cuvinte, către pensionari și copii, și să ne asigurăm că această formă de susținere din partea statului nu descurajează participarea persoanelor capabile să muncească pe piața muncii. Asta este cumva filozofia din spatele reformei cu care urmează să venim. Tot aici, pe partea de asistență socială, vorbim despre dezvoltarea serviciilor sociale. Ele sunt practic inexistente în Republica Moldova și urmează să revizuim nomenclatorul de servicii sociale, să facilităm procedurile de contractare acestora și să standardizăm, să costificăm cât mai multe servicii sociale și să trecem la finanțarea acestora din bugetul de stat, nu doar din bugetul autorităților publice locale, ca să crească și volumul total a surselor cheltuite și respectiv și posibilitatea cetățenilor de a beneficia de aceste servicii. Pe dimensiunea de asigurare socială, în continuare avem o mare problemă a încadrării în sistemul de pensii a persoanelor care lucrează în agricultură. Acesta este un sector informal major, contribuțiile din partea lor sunt foarte mici, practic inexistente, de aia o să fie o prioritate zero pentru noi să revizuim modalitatea de încadrare a zilierilor și a lucrătorilor în agricultură în sistemul de asigurare socială. Totodată ne propunem să revedem încadrarea în sistemul de asigurare socială a liber profesioniștilor și a celor care lucrează prin diverse platforme pentru prestarea serviciilor. Fie că vorbim de taxiști, fie că vorbim de persoane care livrează prin aplicații gen Glovo sau alt tip de aplicații platformă, la momentul de față ei sunt totalmente în afara sistemului de asigurare socială și ar fi bine să gândim o posibilitate prin care la dorința lor se poate accesa acest sistem. Și pe dimensiunea de asigurare socială, pentru că contează foarte mult ce încasăm la bugetul de asigurări sociale ca să putem cheltui, trebuie să consolidăm inspecția muncii și să-i acordăm drepturi suplimentare de control și combaterea fenomenului salariilor în plic, în așa fel încât să ne asigurăm că toată lumea își plătește contribuțiile în buget. O altă prioritate majoră pentru noi va fi susținerea tinerilor familii și aici există un pachet amplu de măsuri cu care vrem să venim anul viitor, de la majorarea indemnizației de îngrijire a copilului, atât pentru mamele asigurate cât și cele neasigurate, până la acordarea dreptului organizării serviciilor de îngrijire pentru copii de la 0 la 3 ani de către angajator, să simplificăm procedurile de deschidere a grădinițelor private și a creșelor private, pentru că astăzi cadrul normativ este extrem de restrictiv și este foarte greu să deschizi creșuri și grădinițe private fără ca să încalci cadrul legal. Vrem să reglementăm profesia de bonă, să reglementăm mini-creșele familiale, deci acel tip de creșă unde o mamă din rândul prietenilor sau a cunoscuților are 3, 4, 5 copii la îngrijire în cadrul propriului apartament, cumva să reglementăm acest mod de organizare și la fel să asigurăm participarea acelei persoane în câmpul muncii legal și în includerea în sistemul de asigurări sociale, să acordăm dreptul de a împărți concediul de îngrijire a copiilor între părinți, respectiv o parte spațiile a tata, o parte mama, să flexibilizăm condițiile de acordare a concediului paternal, să examinăm posibilitatea instituirii tichetelor de creșă și să dezvoltăm un program pentru stimularea deschiderii creșelor publice. Facem toate aceste lucruri din două motive. În primul rând, pentru a reconcilia viața de familie cu viața profesională și a da voie oamenilor mai ușor să exercite rolul de părinți și, în al doilea rând, pentru ca să stimulăm participarea cât mai activă în câmpul muncii a doamnelor în special, oferindu-le posibilitatea să lasă în grijă cuiva copiii. Pe dimensiunea de salarizare, anul viitor, vom opta pentru majorarea salariului minim până la 4.000 de lei și vom opta pentru majorarea salariului minim, în special în construcții, peste salariul minim în sectorul real. Aici este foarte mult loc pentru înălbire și majorarea salariilor.
Totodată vom opta pentru îmbunătățirii legii 270, este legea care stă la baza salarizării în sectorul bugetar, în așa fel încât să asigurăm un sistem mai echitabil și să direcționăm foarte clar resursele pentru majorări salariale. Pe dimensiunea muncă, o să examinăm oportunitatea ajustării codului muncii în vederea flexibilizării anumitor prevederi. Vom implementa un sistem de vouchere pentru formarea profesională a șomerilor și vom revizui în general condițiile de acordare și menținerea statutului de șomer. Pe dimensiunea dizabilitate avem câteva priorități, revizuirea procedurii de acordare a gradelor de dizabilitate, vrem să ne lămurim foarte clar privind situația cu educația inclusivă în Republica Moldova. Sunt multe plângeri și din partea părinților și din partea cadrelor didactice și este nevoie de o discuție amplă în societate. Ce facem mai departe cu educația inclusivă și cum ne asigurăm că aceasta cu adevărat funcționează. Urmează să aprobăm acel regulament cu asigurarea nevăzătorilor cu dispozitive asistive și să continuăm încurajarea angajării prin diverse subvenții a persoanelor cu dizabilități. Să asigurăm finanțarea pentru instruirea prin limbajul semnelor. Astăzi avem foarte puțini interpreți mimico-gestuali și asta este o barieră enormă de acces pentru persoanele care nu aud și pe piața muncii și în general în viața socială. Și să dezvoltăm un program pentru accesibilizarea instituțiilor publice. Un program despre care se discută de foarte mult timp, dar așa și niciodată nu a fost făcut. Și în continuare, persoanele cu dizabilități locomotorii nu au posibilitatea să acceseze cele mai banale și necesare instituții. Pe dimensiunea veteranilor, pentru că și aici comisiei revine un rol important, suntem în discuții pentru a avea o foaie de parcurs pe 3-4 ani de zile înainte și există dimensiunea indemnizației, ordine și medalii, poate acordarea anumitor facilități la stabilirea pensii și revizuirea abordării pe etichetele balneo-sanitoriale pentru ei. Deci astea ar fi principalele noastre rezultate pentru anul 2021 pe dimensiunea protecției sociale și în linii generale, obiectivele noastre generale pentru anul viitor. Bineînțeles că ele sunt în permanentă schimbare ca urmare a discuțiilor pe care le avem, dar asta cred că o să fie prioritățile noastre principale următoarea perioadă de timp. Acum aș vrea să ofer cuvântul colegului Adrian Belăi, care este și vicepreședintele Comisiei, pentru a face o scurtă introducere referitor la ce am realizat pe dimensiunea sănătate și care sunt câteva din obiectivele pentru anul viitor pe această dimensiune. Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, bună ziua! Acum, la final de an, făcând bilanțul activității Comisiei, dar acest final de an a întrunit cele 5 luni de când ne aflăm la guvernare și în Parlament. Deci, pe dimensiunea medicală, ca și pe toate celelalte dimensiuni, se realizează acele prevederi și strategii expuse în programul Moldova Vremurilor Bune. Ceea ce a fost realizat pe domeniul sănătății, evident că a fost lupta cu pandemia, vaccinarea, asigurarea cu vaccinuri, cu medicamente și cu susținerea sistemului medical pentru a face față acestui val pandemic, care acum descrește. Totodată au fost făcute mai multe inițiative legislative. Pentru a explica puțin, activitatea Comisiei are activitatea ei proprie, cât și contribuie sau ajută Ministerul Sănătății în realizarea altui program legislativ și de reforme care se derulează în paralel conform competențelor. Așadar, pe dimensiunea medicală a fost începută trecerea la compensarea dispozitivelor medicale, a fost abandonată achiziția publică defectuoasă în favoarea unui mecanism mai flexibil de achiziție atunci când pacientul se duce la farmacie și își alege el singur acel dispozitiv care este mai potrivit pentru el, iar statul va plăti anume acest dispozitiv medical. Pe baza acestui mecanism vor beneficia o largă categorie de pacienți și, drept exemplu,
putem da persoanele cu diabet zaharat care au nevoie de glucometri, de seringe automate pentru injectarea insulinei, pentru alte dispozitive foarte necesare menținerii sănătății lor. De asemenea, au fost înăsprite anumite norme legale ceea ce țin de combaterea tutunului și anume anularea unor prevederi normative promovate de guvernele anterioare, efectuate în interesul anumitor grupuri. Deci, aceste prevederi au fost anulate și, de asemenea, urmează interzicerea comercializării online a produselor de tutun și a dispozitivelor aferente. De asemenea, Comisia a contribuit la pregătirea procesului de aderare la protocolul adițional al Convenției Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, protocol ce vizează un set de măsuri pentru combaterea contrabandei cu țigări. La moment, acesta este în proces de avizare la guvern și așteptăm că cel târziu, în luna februarie, acesta se ajungă în Parlament pentru procedurile de mai departe. De asemenea, un element foarte important este susținerea producătorilor autohtoni de medicamente. A fost o contradicție între normele legale atunci când producătorii legali autohtoni de medicamente nu puteau importa materie primă, deoarece aceasta nu era scutită de TVA și nu îi făcea concurențial pe piața medicamentelor. Deci, acest conflict de norme legale care obstrucționa scutirea de TVA a importului de materie primă a fost rezolvat în mare parte și anumite mici prevederi care mai rămân vor fi rezolvate în viitorul imediat apropiat. De asemenea, au fost create coduri vamale separate și reducerea TVA-ului la testele COVID de la 20% la 8% pentru a reduce costul acestora și a permite totodată și monitorizarea eficientă a importurilor și a marjelor comerciale. De asemenea, în planurile care vin pe viitor sunt susținerea inițiativelor și programelor Ministerului Sănătății, ce vizează un spectru larg de probleme, ce țin în special de fortificarea instituțiilor medicale, ajustarea mecanismelor noi de achiziții, de compensare a medicamentelor esențiale și totodată formularea unui program național pe sănătate pe următorii 10 ani care va fi realizat treptat în anii ce vin. Și nu în ultimul rând, vreau să menționez că este prevăzută de asemenea și o creștere salarială a personalului medical în viitorul apropiat. Ca priorități, pe lângă susținerea Ministerului Sănătății, vor fi și câteva acțiuni ce țin de sănătatea publică. Asta este monitorizarea implementării legii controlului tutunului și relansarea Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului, elaborarea propunerilor legislative pentru reducerea consumului de alcool, care este o mare problemă pentru țara noastră, și, de asemenea, susținerea Ministerului în implementarea Planului Național privind supravegherea și controlul maladiilor non-transmisibile. Un punct foarte important, de asemenea, și la care Comisia și Parlamentul a readerat la un program internațional de susținere a combaterii tuberculozei numit COCUS-TB,
Deci urmează să fie îmbunătățită legea cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei, pornind de la sugestiile pacienților, a societății civile și a responsabililor programelor naționale. Și un element important, de asemenea, în sistemul de sănătate, aproape lipsă în prezent, este adoptarea legii privind activitatea psihologului, revizuirea legii privind sănătatea mentală și consolidarea rețelei de centre comunitare de sănătate mentală. Toate aceste prevederi, de asemenea, vor avea un impact pozitiv asupra sănătății publice. Fără îndoială, prioritar va fi și creșterea accesului populației la medicamente de calitate, reducerea cheltuielilor oamenilor pe servicii medicale și îmbunătățirea managementului instituțiilor medicale și creșterea sustenabilității a fiecăruia dintre ele. Deci acestea sunt propunerile de, sau mai bine zis, programul de activitate a Comisiei pe anul viitor. Vă doresc la acest sfârșit de an, la mulți ani! Stimați cetățeni, noi vă mulțumim și dați-mi voie din numele întregii comisii să vă urăm un an nou fericit, să petreceți sărbătorile alături de familie, într-o atmosferă cât mai plăcută și noi putem să vă asigurăm că anul viitor vom continua să muncim pentru interesul dumneavoastră, cu abnegație, așa cum am făcut-o și până acum. Și sperăm mult toate acele priorități pe care le-am prezentat astăzi să reușim să le implementăm cât mai curând, pentru că problemele cu care ne confruntăm sunt mari, dar avem toată determinarea să implementăm acele soluții necesare ca și pe dimensiunea sănătății și pe dimensiunea protecției sociale să vedem cât mai curând schimbări profunde în bine. Vă mulțumim și sărbători fericite! Mulțumim!